În anul 1950, lângă deșertul din California, există un orășel numit Victory, unde familiile duc o viață perfectă. În fiecare dimineață, soții merg la serviciu la sediul Victory din afara orașului, iar gospodinele stau să aibă grijă de casă și să practice baletul sub îndrumarea profesoarei Shelley. Soțiile nu pot pune întrebări despre munca soților și este interzis să-i viziteze la serviciul lor. Apoi ni se arată un cuplu fericit, cel al lui Alice și Jack, cărora le place să organizeze petreceri pentru vecinilor, în special pentru cea mai bună prietenă lui Alice, Bunny și soțul ei. Cuplul are și o melodie preferată, pe care Alice îi place să o cânte, de câte ori își face treburile. Uneori, tot orașul se cutremură pentru câteva secunde și Alice încearcă să-l întrebe pe Jack dacă are vreo legătură cu planurile din Victory, dar acesta refuză să răspundă. Într-o după amiază, Bani și Alice văd un grup de bărbați în salopete roșii, ajutând noul vecin să se mute, în timp ce bărfescă prietena lor Margaret nu a venit la cursuri, ceea ce nu este surprinzător pentru că Margaret a devenit proscrisă orașului după un accident misterios. Mai târziu, Alice se află în grădina ei când o vede pe Margaret stând în curte cu un avion de jucării în mână și cu ochii închiși. Alice nu știe ce să creadă despre ea și -o ignoră. În timp ce pregătește cina, Alice descoperă că toate ouăle din cutie sunt goale, dar uită că în friptura începe să ardă. Câteva zile mai târziu, Alice participă la o petrecere la casa lui Shelley și cântă o melodie, dar banii cere să se oprească pentru că s-a să o audă. Alice își dă seama că nu știe ce cântec este, dar că i s-a blocat mereu un cap. Petrecerea este întreruptă pentru moment de Shelly și soțul Frank, CEO-ul Victory, care țin un discurs de bun venit. Discuția este întreruptă brusc de Margaret, care se întreabă de ce sunt aici. Soțul ei o ia, dar atmosfera a devenit incomodă, așa că Frank rea conversația pentru a le aminti tuturor că sunt aici pentru că lumea se schimbă și vor crea un loc bazat pe securitate și ordine. După aceea, Alice este îngrijorată pentru Margaret și pleacă să o caute, doar pentru a o găsi acasă primind un fel de medicamente de la soțul ei. A doua zi, ea și prietenele ei sunt la cumpărături și încep să vorbească despre Margaret. Ele vorbesc despre comportamentul său ciudat după accident, dar banii le reamintește că nu a fost un accident. Margaret a încălcat singura regulă pe care o aveau și și-a dus fiul în deșert pentru că a văzut ceva, probabil o alucinatie. Când au găsit-o, era singură cu avionul de jucării al fiului său și nu au găsit niciodată copilul, deși Margaret jură că i l-au luat. Mai târziu noaptea, Alice începe să aibă vise ciudate și a doua zi nu se poate opri să se gândească la ele. Ea decide că are nevoie de aer curat și se urcă în autobuz, dar în loc să coboare la mol, rămâne să admire priveliștea deșertului. Brusc, un avion care seamănă cu jucării el lui Margaret apare pe cer și se prăbușește în mijlocul deșertului. Alice vrea să verifice, dar șoferul autobuzului refuză să o ducă acolo pentru că este contra regulilor. Femeia încalcă regulile și merge în deșert, până când dă peste un deal cu un drum care o duce până sus. În vârf găsește o cupolă misterioasă și începe să cheme ajutor, dar nimeni nu răspunde. Este speriată, dar vrea niște răspunsuri, așa că se apropie de cupolă, punându-și mâinile pe pereții de sticlă. Această mișcare îi provoacă halucinații și apare imagini ciudate. Când în sfârșit ea clipește din nou, se trezește la ea acasă în pat. Confuză și speriată, Alice intră în bucătărie, descoperind că Jack încearcă să gătească pentru că nu a vrut să trezească. Se dezvolă că Alice a ajuns acasă înainte de Jack, dar nu-și amintește cum. Ea menționează avionul, dar el îi spune că nu a fost niciun accident. Altfel, toată lumea din oraș ar vorbi despre asta. Ea se enervează și devina pe visele ciudate. A doua zi, Alice curăță geamurile ca de obicei, când brusc peretele din spatele începe să se miște. Alice este îngrozită și încearcă să se libereze, dar într-o secundă peretele se întoarce la locul lui. În acel moment sună telefonul și ea răspunde și descoperă că este Margaret. Femeia îi spune că au mințit-o și trebuie să plece de aici. Alice iese și o găsește pe Margaret stând deasupra ei. Strigă la ea lacrimi, încercând să o facă să se oprească, dar Margaret o ignoră și se aruncă. Câteva secunde mai târziu, bărbații îmbrăcați în roșu ajung și au cu forță. Seara, Alice încearcă să-i spună lui Jack ce s-a întâmplat, dar Jack nu o crede pentru că soțul lui Margaret este cu ea în spital și le-a spus că este bine și că a fost doar un incident. Alice încearcă să-și distragă atenția uitându-se la televizor, dar asta provoacă halucinațiile în care se trezește necându-se într-o piscină. A doua zi, Jack îl aduce pe doctorul Collins să-i facă un control. Doctorul crede că este din cauza stresului, iar când Alice încearcă să explice ce s-a întâmplat cu adevărat, doctorul spune că mintea poate schimba realitatea. Mai târziu seara, cei doi participă la o petrecere organizată de Frank și el tot timpul se uită la Alice. Alice îi cere lui Jack să o ducă acasă, dar Jack o ignoră pentru că Frank urcă pe scenă pentru a face un anunț important. Spre surprinderea tuturor, Frank îl cheamă pe Jack și le anunță că primește o promovare. Toată lumea începe să sărbătorească, dar asta îi provoacă o criză lui Alice și merge repede la baie, unde vede din nou viziunea cuplului. Bani sosește să o verifice și Alice încearcă să explice totul, dar Bani o întrerupe. Ea crede că Alice se comportă ca un copil și încearcă să strice fericirea soțului, așa că trebuie să-și revină și să fie o soție bună. Alice nu are de les decât să se întoarcă la rutină și să încerce să uite totul. Câteva zile mai târziu, Jack invită pe toți la cina acasă la el, la care participă și Frank și Shelley. În timpul cinei, Alice decide să stea în capul mesei în loc să-i lase locul lui Jack, pentru că vrea să-l privească pe Frank în timp ce îi mănâncă. Pe măsură ce toți încep să vorbească, Alice îi întrerupe pentru a întreba pe oaspeți despre viața lor înainte de a ajunge în acest oraș și sublinează că toți au aceleași povești. Frank păstrează o expresie neutră și le spune tuturor că Alice suferă de aceeași boală ca și Margaret. Toată lumea se simte incomodă și Shelley se nervează, acuzând o pe Alice pentru că a făcut o scenă și insultându-l pe Frank Jack, înainte de a pleca. Toți oaspeții vor să plece și Jack merge să deschidă ușa. Alice se enervează din nou când Jack se întoarce și o acuză că e strica noapte ce mare. Merge direct la el pentru a-i spune că trebuie să părăsească orașul înainte să distrugă relația lor. După ce îl imploră mult timp, Jack cedează în cele din urmă și acceptă să fugă împreună. Alice nu pierde timpul și își face repede bagajele, apoi merge la mașina lui Jack, care brusc îi cere scuze. Ea nu înțelege ce se întâmplă până când sosesc bărbații în roșu și o iau, iar Jack începe să plângă atunci când au de soției sale. Ea este dusă la spital pentru a primi terapie cu electroșoc. Începe să aibă viziuni din nou și descoperă că este ea și Jack, care trăiesc în vremurile moderne și cântă acea melodie nervantă. Jack și-a pierdut munca, dar ea spune că este în regulă, pentru că poate lucra mai multe ore la spital, unde este un medic. Turele duble încep să fie grele, iar când ajunge acasă târziu, Jack nu gătește cina și nu face nimic prin casă, cerând doar să se distreze cu ea. În cele din urmă, Jack ascultă podcastul lui Frank, promovând o modalitate prin care bărbații își găsesc adevăratul sine departe de societate. Puțin mai târziu, Ali se trezește din nou în spital. Colin anunță că a fost vindecat așa că Alice este trimisă înapoi acasă, unde se întoarce la vechei rutine de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Zilele trec în liniște, până când într-o seară Jack se întoarce de la serviciu și cântă aceeași melodie. Apoi se dovedește că Jack din viziunile sale a acceptat să participe la proiectul Victory, unde poate alege să aibă o viață perfectă. Acest lucru i-a dat acces la un aparat special pe care îl ține acasă, la care Alice este conectată tot timpul, pentru că viața ei în Victory este o simulare. Acest lucru este același pentru toate soțiile din oraș și ca și alți bărbați, Jack se conectează doar câteva ore în fiecare zi și se deconectează când merge la muncă. În restul timpului, este ocupat să mențină în viață trupului Alice și trebuie să facă o muncă ușoară pentru a plăti aparatul. Alice cade pe jos de durere, copleșită de realitate care tocmai a lovit-o. Ea cer o explicație de la Jack, care devine imediat defensiv și strigă că a făcut-o doar pentru a avea o viață perfectă, pentru că erau nefericiți. Ea își face griji pentru celelalte soții și copii, dar Jack spune că toți copiii nu sunt reali, ei fac parte din simulare. Săturată de minciunile lui, Alice apucă un pahar și îl folosește pentru a lovi pe Jack. Ceea ce nu știe este că moartea în victorii ucide și în viața reală. Și în timp ce adevăratul Jack închide ochii, Frank primește un telefon care îi spune ce s-a întâmplat. În acel moment, Bani intră în casă deoarece au zis gomote și acopere media corpului Jack înainte de a încerca să o calmeze pe Alice. Alice încearcă să explice totul, iar Bani mărturisește că știe totul, fiind singura modalitate de a-și aduce copiii înapoi, după moartea lor, în viața reală. De asemenea, spune că Alice trebuie să meargă pe deal și să se deconecteze. Este speriată, dar face așa cum îi spune Bani, constatând că toți vecinii pleacă și ei. Bani este să o protejeze, dându-i șansa să se urce într-o mașină și să plece. Exact la timp înainte ca bărbații în roșu să ajungă, apoi au mașinile pentru a urmări. Ea reușește să părăsească orașul fără probleme, dar totul se complică în deșert când bărbații în roșu încep să-i lovească mașina. Când Alice se trezește înconjurată, mișcă rapid mașina și îl face pe Colin și pe ceilalți să se ciocnească unul de celălalt. În timp ce Frank este ocupat de ordine și Eli se apropie și îl înjunghe, spunând că acum este rândul ei. În deșert, Alice continuă să conducă, dar mașina se strică în curbă. Nepregătită încă să renunțe, Alice coboară din mașină și începe să alerge. Din păcate, bărbații în roșu încep o să urmărească. Când ajunge la cupolă, Alice are o halucinație în care Jack o îmbrățișează și cere să rămână, amintindu-și timpul petrecut împreună în viața reală. Alice aleargă și, și pune mâinile pe sticlă, și în acel moment încep să apară imaginile ciudate, împreună cu câteva amintiri din viața reală. Dintr-o dată totul devine negru și a se trezește. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul. Mulțumesc pentru vizionare, arive de